Scandalul dintre George Borcea și Andreea Bălan este departe de a ajunge la final. Actorul a dezvăluit informații incredibile despre fosta soție și o acuză că a apelat la tot felul de trucuri pentru a reuși să aibă custodia totală a celor două fetițe. Deși au promis că separarea nu le va afecta pe Ela și Clara, iată că acest lucru nu mai este de mult timp valabil. Andreea Bălan și George Borcea își aduc cu fiecare ocazie acuzații care mai de care mai dure. Actorul a spus în nenumărate rânduri că jurata de la Te cunosc de undeva își dorește cu ardoare custodia totală, apelând chiar la prieteni pentru a-l pune pe acesta într-o lumină proastă. Nu am fost niciodată violent, dar ea a chemat poliția pentru a putea avea în procesul de custodie un avantaj. O doamnă, Mădălina, prietenă bună cu Andreea, a sfătuit-o să facă aceste lucruri. Și nu vorbesc de pe surse, pot demonstra asta. Comportamentul meu era generat de ceea ce se întâmpla între noi, nu de substanțe consumate, lipsit de acasă și alte bălării care au apărut în presă. În mine s-au stins dragostea și respectul față de soția Andreea Bălan. Atenție, nu vorbim de mama Andreea Bălan, căci ea va exista mereu, indiferent la câte tertipuri de presă apelează pentru a mă distruge, așa cum mi-a promis în momentul în care i-am spus că îmi doresc să divorțez. Ea își dorește cu disperare să-mi ia custodia totală, a declarat fostul concurent ferma.